Salut șacalilor, ce faceți? Bă, nu mă așteptam să vă placă așa de tare episodul cu v-am zis să faceți meme-uri cu mine și așa că am hotărât, am luat decizia de a mai face un episod, iată-ne chiar acum. Meme-urile le iau de pe Instagram, de la secțiunea tag-uri, așa că dați un follow la Niculeț acolo pe Instagram și dacă vrei să-mi faci o meme să apară în episod, doar trebuie să-mi dai tag. Atât. Să vă zic un secret, la celălalt episod am zis să se facă 2000 de comentarii cu șosetă ca să postez o reacție. Dacă vreți să postez reacție de Valentine's Day, trebuie să facem 5000 de comentarii cu muci. Să vă văd. Mama, te aud din sufragerie, de ce plângi așa de tare? Și vreau să vă spun că nu voi mai posta așa de multe reacții ca înainte. Bă, meu, ăsta mi se pare așa bun, ăsta cu when you tell a slightly offensive joke at the dinner table și-a luat toate fetele, mă. Ești așa, râs cu your brother, știi, și George este, și your mom e, bun, foarte bune, deja am început bine, facem top 3 la sfârșit. Când vezi că oamenii întrețin relații sexuale înainte de căsătorie, the girl you like, her brother, her cousin, her dad, her boyfriend, you. Her brother. Slabă baba, bro, nu ne-a luat. Așa e Marcel. Marcel. Avem și un video. Sniculeț. Le baghetă. Fucking idiot. Le baghetă spaghetă. Deci n-ai cum, frate. Deci chiar zici că era șeful bucătar, bă. Stătea așa cu farfurii de paste în mână. Și inhalat și cu de-aia. N-ai cum, frate. Eu gândindu-mă că Snic nu mai postează Minecraft. Videoclipul pe care dorești să-l încarci va fi demonetizat din motive de securitate. Eu. Dar este destul de decent videoclipul. YouTube-ul. I know you're lying, but ok. Așa, mă, nu e așa. Ăștia de mă urmăriți pe Instagram știți că eu înainte să încarc orice videoclip, mereu mi-l demonetizează. Bă, mereu și video-ul n-are nimica. YouTube România, hai să vă zic un secret dacă vedeți asta, dar nu mai spuneți la nimeni. Vă rog, nu mai îmi demonetizați videoclipurile, că vin cu ăștia din Bacău la sediul vostru și vă rup pe toți, mă, pe toți. Puh, să mor dacă vă mi-e. Your alarm is set for 2 hours and 70 minutes from now. Să mergați la facultate. Aaaa! Slavă, babă, nu ne-am luat țeapă, nu Luci. De unde luați? Când fac eu fețele astea? Că nu-mi dau seama. Ești făcut din sulf, actiniu și aluminiu pentru că sunt șacal. Bună, trebuie să ții minte, dar eu n-am știut chimie în viața mea. Adică eu din clasa 7 când se face chimie, până la 30 am vrut 5. Bă, 5, 5, nu 5, 5, 5, așa la fi. Gioconda. Gioconda după o lună în vasul lui. Vai, du-te bă, stea ca Mona Lisa, n-ai cum. Nimeni, nimic. Eu uitându-mă la videourile lui Snic. Ce amuzant, ge. Hai că nu ai pot de râs. Cel mai amuzant YouTuber. Da, chiar are glume foarte bune și deștepte. Wow, are un umor foarte calitativ și o autoironie foarte, foarte expresivă. Cel mai tare YouTuber. Uitați-vă la Snic, hai că da, dacă e. Reacție, orice alt video, Snic. Piu! Da, bă, nu, bă, deci am zis 5000 de comuri cu muci și postez reacție să mor. AMC, te sună crash pe video? Ha? Eu, mamă, îmi dai și mie niște bani să ies cu prietenii? Mama, dar ce crezi că la mine e bancomat? Snic postează clip nou, YouTube-ul, puf, demonetization! Normal, YouTube România, vedeți ce faceți, lucrați un pic la canalul meu. Băieții, ah, fetele sunt foarte dramatice, tot băieții când jocul lor video laghează. Bă, e bună, mă, e bună, îmi place, mă. Bă, e incredibil, mă, cum stă cineva să ia toate expresiile astea ale mele, băi, foarte, foarte tare, jur. Ia uitați ce zice lumea, Snic are cele mai tare reacții, mamă, ce YouTuber de treabă. Îți mulțumesc, Magda, îți mulțumesc, Ivo, îți mulțumesc, Mădălin Șerban, îți mulțumesc, Gamioes și îți mulțumesc, Shelly. Vă mulțumesc tuturor. Când îți amintește în ultima zi de vacanță că ai de făcut teme și proiecte, mamă, deci ăsta stă la facultate, că mereu le fac în ultima zi. Șacalii, Snic postează mai des, vrem reacție, Snic. Snic, la sfârșitul videoclipurilor. Ca asta a fost video, aveți grijă de voi. Vă pup și vă iubesc. Pa, bă, eu. Un. Da. Foarte bun. Vai de cap, bă, deci cineva chiar simte, bă, când zic asta, bă, ce mă bucur. Meme, la care nu trebuie să zic nimic. Eu. Și cu Selena, foarte bun. Bun, tare, rău de tot. Fă un video
în care să nu să atrage 25 de cărți. Zic, ușor așa cu 5 pachete. Bă, începe să mă cunoașteți, bă. Îmi place rău de voi, să mor, chiar îmi place. Am găsit un cont care se numește aceeași poză cu Znic și surprinzător e aceeași poză cu mine în fiecare zi. Tare? Sandu zâmbește. De ce știe lumea de Sandu din Minecraft? Apropo, mi-am făcut și cont de TikTok. Nu uitați, dați un follow la Sniculeț pe TikTok. Am beef, am de toate, am videoclip cu aproape 1 milion de vizualizări, gen regele României pe TikTok. Da. Eu făcându-mi scenarii în minte cu Crash, realizând că nu o se întâmple niciodată. Asta fac și acum, prieteni dragi. Asta facem cu toții, mereu facem asta. Pățesc în fiecare seară. E ok, vă înțeleg. Când te întreabă maică ta de ce plânge fratele tău, nu știu. Pup. Unde? Bună. Mau, ce a stat ou să facă prinschim. Jos, pupă, mă. Eu la 4 dimineața încercând să merg la baie fără să-mi sară somnul. Bă, asta e atât de relatable, bă, asta fac și eu în fiecare dimineață, jur. Inclusiv azi m-am trezit la 7 să mă duc la baie, bă, știi cum mergeam? Deci mergeam așa, știi, ușor, să nu cumva să-mi sară somnul, să rămân aici, știi, pe ochi, așa, mergeam ușor, nici n-am aprins lumina la baie, știi, ușor, așa, știi, ca să nu-mi sară somnul, așa, dat ușor în pat. E foarte relatable, jur, e bună. Când te trezești din cel mai frumos vis pe care l-ai avut și începi să realizezi că era doar un vis. Pățesc. Când îi spui maică că te doare burta și zice că e de la telefon. Wait. What? Aoleu. Am făcut tatuaj cu Selena să mor. Ia uite-l, ia uite-l aici. Fai de capul meu. Bă, postez și o chestie în care mă arăt așa o leacă și voi direct. E foarte bine. Când te joci liniștit pe calculator și dintr-o dată primești mesaj de la maică ta cu ar fi bine carnea să fie la dezghețat deja. Ajung în 2 minute. Ce? Snic știe că trebuie să postezi o reacție. Ce? Ce e asta, mă? Bă, să locui cu Ramon, mă. Bă, ce bună e asta, jur. Bă, m-a făcut Ramon, bă, n-ai cum așa ceva. Ia încă un video. Snic Luce. Snic Luce. Grecia, ce asta? Snic Luce. Asta e Grecia, mă, să mori Grecia antică. Du-te încolo. Ia încă una. Sniculeț. 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 Acele... Pe Rusia, bă! A avut Germania, Italia, Franța, Grecia și Rusia, frate. Deci cu ce ți mai face? Ia, cât îți față de mine, tu! Bună asta, bă, chiar foarte bună. Da, s-o folosesc la toate fetele. Da, da, da. Kids describe go to an illustrator. Și eu acolo. Bună, bună asta, jur. Ia, încă un video. Ia. Când ne-a făcut prank, nu, frate. Video, to wear my head, to wear my feet, to wear my hands, to wear my heart. Bună asta, și eu acolo. Eu, pentru că eu sunt cel mai bun YouTuber. Mai ziceți-o. Eu cu durere de măsea văzând că pe Google spune că am cancer la plămâni. Vai, cât de relatable și asta, mă jur. Când cauți acolo să vezi că te doare un pic acolo, gen gâtul, știi, și zici că ai otită la, eu știu ce ai la gât acolo, amigdale, rele, rău tare. Bă, cred că de acum am ajuns cam la sfârșit, că văd că am început în astea date like-uri, știi? Bă, bune meme-urile, bă, bune, bă, am râs, frate, chiar am râs, a fost super, fain, chiar mă, bă, vă mulțumesc mult, deci trebuie să ajungi, nu când ai bani ai ajuns bine în viață. Da, normal că mi s-a închis camera, că mereu se întâmplă așa cu microfonul ăsta, nu o să închide camera într-una. Ziceam că nu ajungi bine, frate, în viață când ai bani. Nu atunci ajungi bine. Ajungi bine, frate, când ajungi efectiv să se facă meme-uri cu tine. Bă, deci asta mi se pare incredibil, frate. Jur, e foarte fain. Imaginează-ți, frate, că undeva în lumea asta, mă refer acum la mine sau la oricine, dar zic așa, îmi imaginez că undeva în lumea asta, frate, doi prieteni vorbesc și își trimit meme-uri între ei și la un moment dat unul îi trimite uneia un meme și se iau în el, știi? Și te puce la râde, zice, mai, dar e tare rău, jur. Uitați de un follow pe Instagram la Sniculeț. Nu uitați de muci pentru reacție. Nu uitați un follow pe TikTok. Vă mulțumesc, bă, că sunteți cu mine la bine, la greu, că îmi răspundeți, că, bă, încerc să vă răspund la toți pe Instagram. Uneori chiar vorbesc cu voi, bă, și mă simt bine, bă, când interacționați cu mine, bă. E super tare. Veniți să vă zic un secret, dar vi-l zic de tot cum ar veni. Nu uitați să râdeți, să aveți grijă de voi și v-am pupat. Pa, bă!